Un accident rutier în Lanța a avut loc în această după-amiază, în drobeta Turnu Severin. 4 autoturisme au fost implicate, iar într-una dintre mașini se afla un copil. Ziua de luni a început cu ghinion pentru mai mulți conducători auto din drobeta Turnu Severin, după ce, din cauza unui alt șofer, li s-au avariat automobilele. Un accident în Lanț s-a produs pe bulevardul Mihai Viteazu în această după-amiază, iar vinovat de cele întâmplate este un tânăr care nu era atent la trafic. În jurul orelor 12:30 a avut loc un eveniment rutier sodat cu pagube materiale în care au fost implicate 4 autoturisme pe bulevardul Mihai Viteazu în apropiere de marketul Cora. În continuare se fac cercetări pentru stabilirea vinovăției. Într-una dintre mașini se afla și un copil, însă din fericire nicio persoană nu a fost rănită.